am rămas la sediul Comitetului Central până în seara zilei de 24. În tot cursul zilei de 24 am fost bombardați și generalul Gușă și eu cu cereri exprese, cu ordine ca să plecăm la Ministerul Apărării Naționale. Deja se prefigurau vreo două, trei centre de putere. Și probabil că își dăduseră seama autorii principali ai loviturii de stat că e periculos să se consolideze aceste centre de putere. Adică toate trei, vreau să zic, altele decât cel pe care îl reprezentau ei în principal, cei de la televiziune, că acolo erau, mă rog, acolo era nucleul principal. Iliescu, Brucan, Roman și, mă rog, cei care mai erau pe lângă acolo ei. Acolo era comunicarea și țara de acolo percepea, de fapt, actul de conducere. Perfect adevărat. Un al doilea centru de putere, deja, și ăsta era centru care, aș putea zice că avea chiar puterea efectivă, era cel de la Ministerul Apărării Naționale. Despre care nu se știa în țara. Care încă nu se știa. Ăsta era reprezentat de Stănculescu. Și poate și pentru controlul lui Stănculescu, ca să nu fie singur acolo și să dispună, el moștenise, să zic așa, puterea prin ceea ce hotărâse Ceaușescu. Că după moartea lui Milea, Ceaușescu l-a chemat pe Stănculescu și a spus, tu conduci Ministerul Apărării. Deci numirea lui Stănculescu în fruntea Ministerului Apărării Naționale a făcut-o Ceaușescu. Deși, în mod natural, succesiunea trebuia să fie la Gușă. El era primul adjunct și celălalt avea această funcție. Dar Gușă era în plus și șef al Marului Stat Major. E, având în vedere că Gușă era la Timișoara, încă prins cu ce era pe acolo și așa mai departe, dar pornind și de la încrederea pe care Ceaușescu o avea incontestabil mai mult în Stănculescu decât în Gușe, a ordonat venirea lui la București, despre care Lumilea nu i-a spus nimic. Adică e un lucru care e turburător, e revoltător chiar. Tu comandant, tu șef, tu ministru, așa, ești pus în fața faptului împlinit. Este chemat subalternul tău, trimis de tine în misiune la Timișoara, că trimiterea lui Stănculescu s-a făcut de către Milea. Stănculescu a solicitat el însuși să fie trimis la Timișoara. Ceaușescu validase numai propunerea de trimitere a lui Milea la Timișoara. Dar Stănculescu s-a dus la Milea și i-a spus că, având în vedere că el fusese într-un control acolo la întreprinderile care furnizau materiale militare pentru export și le cunoaște și că așa și pe dincolo, socoate că prezența lui ar fi foarte oportună acolo. Și Milea, sigur că a zis, bine, du-te. Și s-a dus și s-a așezat lângă Ion Coman, nu s-a mai dezlipit de lângă Coman, decât în niște momente care mai târziu s-au dovedit a fi fost de natură să-l ducă la Jilava pentru câțiva ani. Se pare că Stănculescu cunoștea câmpul de operațiuni din Timișoara din 1956. Da. Este adevărat. Datele problemei se schimbaseră, fără îndoială. Dar, cum să spun, elementele de
topografie. Nu. Da, atunci era el, în ceea ce rolul lui Coman. Atunci era, da, așa este. E, și revenind, deci, și Gușe și eu am primit mereu somații că se băzeau la Biserica Apărării Naționale. Gușe la un moment dat mi-a spus, zice, eu trebuie să mă duc. Primesc ordine, peste ordine trebuie să mă duc. Și drept și eu l-am încurajat că trebuie să se ducă să preia atribuții de funcții. Da. Pentru că acei nu putea să și le exercite așa cum trebuie. N-avea aparatul de care să dispună și așa mai. După care s-au intensificat și cererile de trimite, de prezentarea mea la Ministerul. Între timp venise la Comitetul Central și Mazilu. Încă bandajat după întoarcerea de la Alexandria. Așa. Și el începuse aici să-și creeze un fel de comandament, așa înconjurat de fel de fel de ăștia veniți după stradă. Da, a avut și o deviză el acolo. Trageți în tot ce mișcă. Da, a zis-o. Mai ales acelor care trăgeau pe culoarele Comitetului Central. Acolo unde și eu era prima dată să îmi pierd viața. Și la un moment dat am spus, nu mai pot rămâne. Plec. Că nu știu ce. Nu, trebuie să mă duc. Îmi dădeam seama că poate era mai periculos să fie rămas acolo, periculos pentru ceea ce aveam eu de făcut, să fi rămas acolo la Comitetul Central, decât să fi mers dincolo, unde, de fapt, eram într-o postură de semi-prizonierat. Asta a fost situația. Că de acolo n-am mai putut pleca, decât în anumite momente și pentru lucruri bine precizate, bine determinate. Cum am ajuns acolo este altă poveste. Am aflat și eu din relatarea pe care i-ar fi făcut-o lui Stoienescu sau nu știu cui, Stănculescu, că pe drum se constituise o ambuscadă în care urma să fiu umorât, sfârșit. Dar am ajuns acolo și am început lucrul la cu Gușe în același birou, birou cu Gușe. Gușe și tot cu Gușe și la Ministerul Apărării Naționale. Și cu Gușe, tot cu Gușe și în același birou la Ministerul Apărării Naționale. Era cumplit să facă după nu știu câte nopți în care, bineînțeles, n-am închis ochii, nici nu mâncasem, nu știu, în împrejurări de felul acesta de maximă tensiune. Poate că fiecare om la fel se comportă. Eu nu mai simțeam nevoie de nimic, din punct de vedere al, cum să zic, fiziologic, să zic așa, hrană, apă, din când în când, de altceva nu. Până în momentul când, aflându-mă la Militarul, aflu dintr-un telefon pe care l-am primit de la unul din locțitorii șefului Uzla, pentru că, în paranteză vreau să spun, Ardeleanu, șeful acestei unități, pe care eu l-am promovat. El a plecat în niște condiții foarte imputabile lui de la informațiile externe, unde fusese trimis după trădarea lui Pacepa ca să întărească munca pe o linie sau nu știu cine făcuse selecția acelor oameni, că cei mai mulți s-au dovedit a fi inapți, incompetenți pentru muncă. Ardeleanu, însă, prin felul lui de a fi fost, poza într-un ins doct, pregătit, stăpân, în realitate era un om foarte slab. Și slab
Și ca pregătire nu era strălucit, dar slab ca om. Poate tocmai prin goma pe care o avea, voia să acopere acele foarte grave trăsături pe care le avea, foarte mari slăbiciuni pe care le avea. Îl dominau emoțiile. Cu siguranță. Și din ziua de 22 decembrie de la prânz, după fuga lui Ceaușescu, el fiind chemat de mine la Comitetul Central, că erau câteva formațiuni uzla pentru ceea ce aveam de făcut noi acolo, încă în prezența șefului statului. Dar el a rămas în continuare acolo, deși ar fi trebuit să se întoarcă la unitate, că slavă Domnului, avea și țara, nu numai punctul ăsta din București, dar el a simțit că acolo e locul unde să fac cărțile. Până în aprilie asta acolo. Da. Și s-a atașat de Stănculescu. Nu s-a mai desprins de Stănculescu. Aveam nevoie de el, nu l-am putut aduce unde eram eu, a trebuit să dau ordin să vină Gherghina, colonelul Gherghina, care era locțitor. Și așa mai departe. Deci a rămas tot timpul. Și, zic, eram în biroul militaru când m-a sunat Blörz, celălalt locțitor, și spune: tovarășe general, am primit ordin să scoatem unitățile la revistă de unitatea la revistă de front. Cum? Adică unde? Păi să ne punem mișcare, nu știu ce. Revista de front presupune scoaterea unității cu tot ce are ea, inclusiv cu marmitele de la bucătărie, să zic așa. Și să traversez Bucureștiul până în parcul de instrucție Ghencea, era câmpurile astea de instrucție din jurul, în apropierea cimitirului. Zic, stai așa, stai să mă lămuresc. De unde ai primit ordinul? Păi, domnul Colonel Ardeleanu, de la domnul general militar. Eu eram, deci, în biroul lui militar. Pe un fotoliu în biroul respectiv stătea și se făcea că nu mă vede militar, ăsta Ardeleanu. Mă rog, mototolit, să zic așa. Pentru că mai înainte se întâmplase nenorocirea cu cei care fuseseră tot de ei chemați. Da, cu Troșca. Și lichidați. Da. Și profanate cadavrele. Ceva, cum mi-e foarte greu să mai aduc aminte și să descriu, când m-am dus în stradă acolo să văd în ce hal erau. Troșca decapitat. Capul pus lângă trup, într-o parte. Și m-a jocorit cu țigările, restul de țigări stinse în globurile oculare. Ceva, nu știu, m-am gândit atunci, oare suntem în România, oare cei care au făcut lucrurile astea oribile, ori fiind români sau ce puteau să fie.